ca un proiect de aproximativ 2,3 milioane de euro. Acesta este valoarea proiectului, chiar în situația care vi-am prezentat-o la dumneavoastră. Și la acest proiect, tot anul trecut, finanțarea este de numai 2%. Nu va fi foarte, foarte greu, pentru că este o distribuție la nivelul regiunii de Nord-Vest de 12 milioane de euro. În regiunea de Nord-Vest sunt 5 județe cu aproximativ 20 de orașe și municipii. Noi, până acum, vinim în fața dumneavoastră cu peste 5 milioane jumate, jumătate din suma distribuită aici. Noi încercăm să fim împăcați ca tot ce depinde de noi pentru ca aceste proiecte să poată fi finanțate. Vom vedea dacă vor fi ambele finanțate, câte vor fi finanțate, ce valoare și, pe urmă, le vom repoziționa în așa fel încât să găsim soluții din fondurile noastre, din fonduri guvernamentale, dar aceste proiecte să le implementeze, să le ducem la bun sfârșit. Cum vă spuneam, valoarea proiectului este de 2,3 milioane de euro, respectiv 10.534.000 lei. Avem alei pietonale, de joacă pentru copii, spații verzi, traseu de mișcare, aparate fitness. Vreau să vă spun că la fața de proiectare și care va fi implementată cu fonduri europene este de 33 de ari, era aproximativ 70 de ari, este o zonă undeva rămâne lac, în partea de intrare despre strada Fragilor. Acea zonă va rămâne fără implementare cu fonduri europene, pentru că nu suntem eligibili, dar pe suprafața de 1,33 vom acoperi și o parte din lac și vom face tot ce trebuie la nivelul cerințelor proiectului. Aveți o schiță în spate, arburi, locuri de joacă, alei, multe zone cu bănci amenajate. Și o să fie un proiect foarte, foarte frumos pentru zona baltă și o să-l prezentăm în detaliu dacă Dumnezeu ne ajută și va fi declarat eligibil. Vom veni cu PT-ul în fața dumneavoastră cu 3D-uri, încât vă arătăm fiecare segment investițional care vrea să se implementeze în zona respectivă. Domnule primar, problema principală a zonei baltă a fost totdeauna luciul de apă. Și propunerea mea este că în paralel cu acest proiect care este în regulă de amenajarea spațiilor degradate, luciul de apă, să demarăm totuși un proiect pentru acel luciu de apă, să avem în vedere, să îl putem deține în viitor. Pentru că sunt țarii și ce-au cauzat neîntreținerea luciului de apă a dus la degradarea zonei. Din punctul meu de vedere, 70 de ani de luciu de apă, da, reprezintă o zonă plăcută pentru agrement și în același timp și zona de plimbare și de recreere. În varianta în care există, va fi eligibil acest proiect, demararea în paralel a unui proiect de întreținere a acelui luciu de apă și de a amenaja corespunzător, cum sunt și în parcurile centrale din alte localități, luciu de apă curat, frumos și destinat agrementului. Mulțumesc! Zona de bază este o zonă în care au multe discuții și e o zonă de promenadă, până la urmă, singura zonă de promenadă, în momentul de față, decât de-a lungul. Probabil și mai urgent decât zona pădurii bună, dacă mă întrebați pe mine în momentul de față. Vreau să încep și să trimit cu cele mai frumoase. Vreau să încep cu cele pe care le susțin împreună cu, evident, mai mulți colegi. Zona de intervenție rapidă în acea zonă, în care, din păcate, încă nu s-a ridicat nicio frunză, respectiv acea construcție cu tinemele și nu spun nimica, care există acolo de Ataharam de vreme și acel molos aferent construcției care obturează aleile, din păcate nu s-a nicio măsură acolo, respectiv cu zona de coșuri de gunoi și de mizerie care vreau să spun că împreună cu copiii este un trafic urban extrem de mare acolo și sunt măsuri care nu trebuie să aștepte un proiect european, ci sunt măsuri imediate. În momentul în care s-a trecut acest lucru în patrimoniul primăriei, așteptam o forță de impact, cel puțin pentru deratizarea zonei. Trecând peste aceste neajunsuri, pe care sunt convins că veți lua măsurile cât de repede o să puteți, aș vrea să întreb dacă în contextul în care acea zonă este într-adevăr cunoscută ca o zonă baltă și nu poate fi altcumva, fiindcă de acum 40 de ani era o zonă care mergeam cu patinele o naștere, deci e o zonă propice în univers. Vreau să știu dacă ați luat în calcul rezolvarea tehnică a problemei de alimentare cu apă. Că acea zonă baltă nu are probleme, nu poate fi alimentată cu apă, nu are
circuit de apă și ca orice lucru care stagnează acolo, e miros. E o zonă care, dacă nu se rezolve ca și flux de apă, ca și aducțiune și scurge în același timp, nu face decât să se împuțească acea apă. În momentul de față știu că soluția nu este, sau balta nu este alimentată sub nicio formă de apă, cele care au fost niște resurse sunt desfințate. Și aș pune așa doar o întrebare pentru viitorul proiect, care în principal ca zonă de promenadă și ca mobilar arată bine, dacă acele case care sunt pe marginea lacului au o altfel de, sau în altă zonă de ieșire în, din locație, de până la urmă pe zonă de promenadă și pe o alee de, are 3 metri, 2 metri jumate, e destul de nevoie să circul cu mașinile, că am văzut că circulă mașini mici, mașini care, nu știu, sunt cetățenii care stau în zonă și care s-au dat un singur acces pe zona de promenadă, nu știu exact dacă ați luat în calcul zona asta sau altă zonă de acces, de acces la persoanele, nu putem nici obtura, dar nu ar fi și mai bun lucru să vină mașina pe lângă părculețul care tocmai creăm acolo. Și era o zonă care urma să o studiați, să reprezentați și probabil că acum cu acest SFS luat în calcul, dar dacă acea zonă de construcție, din nou cu ghilimelele și las pauză, care există acolo de mulți ani, a respectat proiectul, pentru că ea oturează, propriu zis, toată aleea, prin ceea ce e pornit acum în fundație. Deci oturează absolut tot acolo ca spune. Asta ar fi. Mulțumim, domnule consilier. Da. Aveți dreptate, domnul consilier, pentru că deșeurile se repară foarte, foarte greu. Aici, în primul și în primul rând, nu trebuia să se fie atribuit la cineva o locație pentru construcție pe malul lacului. Mai ales într-un sistem privat. La fel, nu trebuie să fie concesionat acel teren numai cu 12 ani. Dacă acel om care administra orașul, nu ia suflet pentru orașul care reprezintă. Dar trecem peste momentul ăsta, cum trebuie să-l gestionăm, da? Sigur că, după părerea mea, singura soluție, și am discutat și cu SWAT-ul, și cu tehnicul, și cu juridicul, de a cumpăra această locație. Pentru că noi am amendat, sigur că amenda s-a plătit, nu s-a mai făcut nimic, pentru că nu s-a încadrat în zona, acea construcție, și cum la urmă noi trebuie să reluăm, să preluăm spre primărie acea locație. Și în ianuarie, când avem posibilitatea să facem bugetul pentru anul viitor, să vină în fața noastră cu o propunere de a aduce spre noi, pentru că chiar în zona trebuie să construim o zonă administrativă a noastră, să deblocăm acea zonă. Păi de o parte. Pe de altă parte, sigur că tot așa nu trebuiau date autorizații de construcție în toată această zonă de la intrare, în femeia cea e păsada fatilor, în toată această zonă sunt case unde n-ar fi normal și firesc să circule mașini. Ar fi normal și firesc să circulăm pietonal cu cărucioarele, părinții, copii. Acum suntem în situația faptului plin. Noi ce putem proteja, uitați, zona asta unde, de fapt, nu sunt date autorizații de construcție, să o protejăm această zonă cu galben, să fie în această zonă numai alee pietonale pentru cărucioare, pentru pietoni și pentru toată lumea. Acum, am încercat, împreună cu arhitectul, să găsim cea mai bună locație pentru a îmbrăca această zonă, așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Ne-am consultat cu cetățeni din zonă, cu sute de oameni care au venit chiar la prezentarea proiectului și și-au spus punctul de vedere. Evident că doreau și apă și zonă pădure grele. Și pe acest continent avem o insuliță aici undeva la 20-30 de ani. Și am găsit de comun acord cu arhitectul să mărim această suprafață la 1,30 m și respectiv 75-75 de ani să rămână luciu de apă. Deci am găsit un echilibru și chiar toți cetățenii îți mulțumim de acest proiect, majoritatea de ei. Deci nu va fi ușor, dar în paralel nu putem acum, domnul Bucurus, pentru că noi vom fi nevoiți să forțăm nota un pic pentru deversarea apei din toată zona. Vom fi nevoiți în momentul când peste 2-3 săptămâni vine și le facă verificare la fața locului, noi am spus că e o zonă degradată. De acolo, în zona asta trebuie să fie apă, da? Și atunci discutăm de delimitarea între zona asta și zona de lac pentru o investiție. De asta am dorit să facem investiția pe fonduri europene și, în acel moment, să implementăm pe fondurile noastre și această zonă cu apă bună. Acum, referitor la ce bine spuneați, legat de tot ce înseamnă alimentarea cu apă. Noi am luat în calcul, a fost și cu domnul viceprimar în zona respectivă, legătura între sada Crângului și lac.
am convenit și cu cei care au proprietate terenă, ne dea voie să facem o conductă de raport dintre dilapa pluvială din strada Crâncului înspre lacul din zona noastră. Deci aici vom reglementa în ședința viitoare un proiect, să avem un proiect compost, să vin în fața dumneavoastră să propunem acest raport. Vă mulțumesc dacă mă spuneți. Mulțumesc.